Bine v-am regăsit la German for Free. Ich kann schon Deutsch sprechen. E timpul să conversăm în limba germană. În lecțiile de până acum am parcurs o serie de capitole importante, învățând cuvinte uzuale care să ne ajute să ne exprimăm în diferite situații de zi cu zi. Consider că am ajuns la punctul în care, pentru a avansa cu învățarea limbii germane, este vital să începeți să conversați. Să considerăm că acesta este examenul pe care trebuie să-l dați pentru a trece la nivelul următor. Așa că astăzi vă voi arăta unde găsim parteneri de conversație. E simplu, există o serie de grupuri pe Facebook, portale de genul Buzu și iTalkAI. Principiul de bază este să faceți un schimb de cunoștințe. Să vedem cum! Tocmai am menționat acest portal iTalkAI.com. Ne înregistrăm pe acest site, după care avem mai multe posibilități. Un alt mod de a exersa limba germană este să alegem aici limba germană. Astăzi ne interesează partea de community, Sprachpartner. Vrem să găsim un partener cu care să vorbim. Apare o listă întreagă cu persoane care vorbesc anumite limbi și învață alte limbi. Pentru a învăța limba germană, trebuie să introducem aici Deutsch. Er oder sie spricht Deutsch. Pentru a putea purta primul dialog, trebuie să găsim o persoană interesată într-o limbă pe care noi o cunoaștem. Limba română sau limba engleză sau orice altă limbă cunoașteți. Așadar, aici încercăm să găsim persoane care învață limba română. Să încercăm. Din această listă alegem o persoană care ni se pare nouă simpatică și căutăm butonul de Nachricht. Îi vom trimite un mesaj. În această căsuță, tot ce trebuie să facem este să ne trimitem mesajul. Scriem mesajul, îl trimitem, abschicken și așteptăm. Ce scriem în mesaj? Probabil ceva de genul: Hallo, ich heiße, ich bin, iar alt, ich komme aus Rumänien und lerne Deutsch. Ich spreche auch Englisch, Französisch sau orice alte limbi. Ich interessiere mich für Sport, Musik, Kultur. Ich suche einen Sprachpartner. Willst du mit mir üben? Și eventual un tschüss. Dacă răspunsul este pozitiv, va trebui să purtăm conversația. Orice conversație va începe cu câteva fraze convenționale. Bună, mă cheamă, îmi face plăcere să te cunosc, învăț limba germană, la revedere. Da? Pe scurt. Ceva de genul: Hallo, ich heiße Andrea, wie heißt du? Schön dich kennenzulernen. Încântat de cunoștință. Ich lerne Deutsch. Eu învăț limba germană. Sau ich spreche nicht so gut Deutsch. Nu vorbesc atât de bine germană. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Woher kommst du? Ich komme aus. Ich arbeite als. Ich studiere. Meine Hobbys sind. Auf Wiedersehen, tschüss, bis bald. Și nu uitați câteva expresii utile de genul Entschuldigung, mă scuzați, Es tut mir leid, îmi pare rău, Ich verstehe nicht, nu înțeleg, Wie bitte, cum, mă rog, cum ați spus, Kannst du bitte langsamer sprechen, ai putea să vorbești mai rar, Kannst du bitte wiederholen, poți, te rog, să repeți, Wie sagt man auf Deutsch? Cum se spune în limba germană? Dankeschön, vielen Dank, mulțumesc, și în final, danke für das Gespräch, mulțumesc pentru discuție. Și atât, ești gata să porți prima ta conversație în limba germană. E normal să ai emoții, să faci greșeli, să nu înțelegi totul din prima. Nicio problemă. Majoritatea persoanelor cu care vei interacționa în acest fel vor fi foarte răbdători și binevoitori. Abia aștept să ne povestiți cum a fost. Puteți scrie comentariul vostru aici, pe YouTube sau pe Facebook. Și acum tema noastră vorbește despre tine. Imaginați-vă mai întâi dialogul pe care îl veți purta în limba română. Scrieți o listă cu cuvinte specifice care să vă reprezinte. Cu ajutorul lor veți răspunde la întrebările: cine ești și cu ce te ocupi, ce studiezi sau ai studiat, să spui câteva lucruri interesante despre tine, hobby-uri, interese, talente, de unde vii și cum este acolo și, important, de ce înveți limba germană.
Pentru început e ok să aveți greșeli gramaticale, le putem corecta împreună, înainte de marea discuție, dacă doriți. Aștept impresiile voastre despre cum a fost prima voastră discuție în limba germană, ce dificultăți ați întâmpinat, cum vi s-a părut. Săptămâna viitoare începem nivelul a 2. Felicitări pentru cei care au reușit să ajungă până aici. Și vă mulțumesc pentru încurajări și sprijinul vostru. Pe data viitoare! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!